aplauze pentru domnul viceprimar. Întotdeauna Consiliul Județean sprijină astfel de evenimente. Unul din obiectivele noastre este acela de a păstra și de a promova tradițiile oltenești. Suntem încântați că avem din nou un eveniment cu peste 2000 de participanți. Un eveniment care, așa cum am spus, transformă Slatina de peste 23 de ani în capitala Călușului Românesc. Avem plăcerea să găzduim astăzi la Slatina oaspeți atât din țară cât și din străinătate. Încă o dată, în numele meu și în numele domnului primar, vă mulțumim și vă urăm mult succes. Este o bucurie imensă, așa cum spuneam și mai devreme, pentru noi și o bucurie care ne împlinește de fiecare dată când reușim să facem acest festival la Slatina. Domnul Iliuță Brăileanu este cel care a știut întotdeauna să aducă aceste formații la un loc. Mulțumim pe această cale și celor care au fost implicați, și anume Primăriei Slatina, Consiliului Județean Olt, care de fiecare dată au fost alături de învățământ. Și acești copii sunt cei care vor duce mai departe tradiția, cultura și portul românesc.